Bună, eu sunt Pisic și astăzi vom filma un nou meci de Overwatch. Văd că astăzi ne voim uita pe suspectul nostru pe un deathmatch. Are schimb pe pistol ca al meu. Văd că stă degeaba. Mie îmi plac foarte mult. Da, îmi place foarte mult seria aceasta. Like dacă vă place și vouă. Și subscribe dacă nu sunteți abonați. Și să vedem în continuare. Ia uite. Are cuțite. Ok, deci avem un suspect cu skin-uri superbele, dintre care și cuțit. Ok. Văd că până acum în încălziri stă degeaba. Toate că acesta e un competitiv, dar când am intrat mi-a arătat că e deathmatch. Ok, cam ciudat. Ia să vedem. What the fuck? Cam dubios, om. Cred că acolo vom bifa și ajutor extern, pentru că din câte văd, sigur are ceva de se mișcă el așa repede. L-a văzut. Ok, deci nu dă nimic. Chiar sunt curioasă de să văd dacă are aimul sau ceva ce suspect. Văd că are skin-uri foarte destul de scumpe și cuțite și asta. Ok. Cap direct cu seringa. A rămas singurul, ia să vedem ce face. Uitați cum l-a știut acolo. Ok. Arată destul de ok cu cuțitele, un pic cam rugine, dar... Oricum are skin-uri destul de scumpe. Și skin-ul pe AVP e super mișto. Dar cam degeaba dacă umblu cu... cu... wall și chestii. Înțeleg, dacă ai skin-uri atât de scumpi, de ce ai juca cu hack? Fire!
5-2 scorul suspectului. Văd că iar stă degeaba. Se mai activează cu ceva oare? Să lăsați în comentarii ce părere aveți voi despre suspectul nostru. No scope, i-a dat cap. Nici nu mai pune ținta. E clar că s-a activat. Ia uitați. Îl știe acolo, îi aruncă un molotov să nu vină și plantează bomba. Ia uitați, le-a dat toate nou scope. E clar, deci chiar nu pot să înțeleg, ai skin-uri super faine și să joci cu AIM și cu Wall și cu... De ce? Deci uitați-vă la acest AVP Asimov, deci super mișto, destul de scump. Bine, în general nu înțeleg pe cei care joacă cu hack și chestii de genul, dar și pe cei cu skin-uri și chestii de genul care sunt destul de scumpe, chiar nu înțeleg deloc. Nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă vă place aceste video de Overwatch și să apăsați pe butonul de să vă abonați pe clopoțel, să fiți la curent cu tot ce postez și haideți să vedem în continuare suspectul. Până acum cred că o să-i bifez cam tot în afară de griffing, da? Cine știe, nu-i târziu să facă și griffing. Voi ce spuneți? Ia uitați. Și n-a mai reușit să facă kill. L-a luat... cu echipierului. Altfel, cu siguranță l-ar fi luat și pe acela. Se menține pe primul loc, de câte văd.
rămas singur cu patru inamici. Ia să vedem. Reușește să-i bată? Nu prea mai are timp, așa că ar trebui să se grăbească. Pe la 3 are suspectul cu 2 MVP-uri și un scor total de 29 de puncte. Fix spre ei. Ok, și s-a și... Hai să dăm și ajutor pentru țintire. Cred că avea vizibilitate, dar la început s-a mișcat foarte dubios pentru Griffin, nu. Lăsați părerea voastră în comentarii și hai să trecem la următorul suspect. Am venit și cu al doilea suspect din... Are 32 de kill-uri cu 15 morți, un assist și 4 MVP-uri și în total 69 de puncte. Ok. Pot spune că are cel mai multe puncte și mai multe puncte decât cei de la din echipa adversă, care are 13 câștigate. 13 runde câștigate. Dar dacă e suspectat de hack, de ce nu conduce echipa spre victorie? Ok, da, Wall sigur are, îl știe acolo și... Ok, adică plantează și bomba. Se pare că unul de la echipa adversă a ieșit și au rămas doar 4. Probabil s-au ofticat. Nu știu.
Ok, dă save omul. Ok, l-a omorât din perimă, n-a reușit să facă niciun kill în această rundă. Se pare că au câștigat și runda. 7 la 14, cred că începe să le cam dea comeback. Probabil o fi făcut el 100 de puncte, a intrat automat în Overwatch sau a primit report. Voi ce credeți? Lăsați un comentariu cu părerea voastră. Report sau a intrat în Overwatch? Văd că are 80 de puncte în total și... nu știu, vedem. Rămâne de văzut. Posibil să fie amândouă. Îi știe pe cei de acolo. Știa că vine și unul din față. Ok, i-a sărit ținta pe capul lor imediat. Adică el era, aveți ținta îndreptată în fața lui și i-a sărit ținta îndreaptă. Și le-a dat cap la unul. Și știe că și celălalt vine din partea. Ok. Am înțeles și cu suspectul acesta. Și da, bănuiesc că o să le dea comeback. Mai mult ca sigur. Mai are 4 HP. Mă uit în echipa lui, pot să spun că mai e puțin și să termină toată runda și tot match-ul. Și are în echipă player care are doar 3 sau 6 kill-uri, 5 kill-uri, deci are o echipă super praf. Ei, el îi cară pe toți. Îi așteaptă acolo? Nu. Cap. Deșteptă.
Ia uitați, știi că vine unul pe aici. Și unul din partea cealaltă. Deja a intrat un Overwatch automat. Are 105 puncte, 48 de kill-uri, 18 morți și 2 asisturi și 6 MVP-uri. Așa că a intrat automat în Overwatch, dar nu cred că el nu a primit niciun report. Pentru că, da, la 48 de kill-uri care le are și echipa lui nu prea l-ajută mai deloc. Nu cred că nu a primit niciun report. Adică Camilla l-omoară cam toată echipa. Ok, s-a deconectat. Și s-a terminat. Ok. A, ajutor pentru țintire, eu zic că are vizibilitate. Da, ajutor extern nu și griefing nu. Dacă v-a plăcut acest episod și vreți să mai faceți, apăsați butonul de like și subscribe dacă nu ați făcut-o deja. Ne vedem data viitoare!